O domnișoară a scris un articol în care promova decența în îmbrăcăminte. Un articol binevenit scris de o fată. La secțiunea comentarii a fost la propriu un potop de comentarii agresive, foarte dure și din punctul meu de vedere nespecifice femeilor și domnișoarelor. Între comentariile acelea am citit foarte multe idei care sunt comune, cu care m-am întâlnit foarte des și sunt specifice gândirii generației noastre. Vreau să vă citesc câteva din ideile astea și să vă ofer un răspuns. Mă gândesc că mulți dintre voi care ascultați, poate credeți dintre lucrurile astea și aș vrea să vă gândiți și la o altă perspectivă. Bărbații trebuie să se abțină. Sigur, bărbații trebuie să se abțină. E drept, dar asta nu justifică o conduită irresponsabilă și ispititoare. O conduită manifestată printr-o îmbrăcăminte indecentă. Bărbații născuți din nou nu sunt ispitiți. Creștinii nu sunt ispitiți, ba sunt ispitiți și ei sunt oameni și tocmai de asta sunt avertizați cu privire la pericolul curviei, tocmai de asta li se cere să aibă grijă unde să uită, să nu împăcătuiască în inima lor, să fie cumpătați și așa mai departe. Multe femei îmbrobodite sunt valnice pe interior. Corect. Dar soluția nu este indecența. Soluția la ipocrizie nu este indecența. Deci nu este soluția la o extremă, nu este o altă extremă. Decența diferă de la cultură la cultură. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm pițipoancele și vedetele să ne definească decența cu ajutorul mass media pe care o controlează. Mai degrabă am învățat femeile, scuzați-mă, băieții, că femeile nu sunt obiecte. Sigur, este foarte important să facem lucrul acesta, dar nici femeile n-ar trebui să dea senzația bărbaților prin îmbrăcămintea lor că sunt obiecte sexuale. Biblia nu spune ce îmbrăcăminte să purtăm. Biblia spune ce îmbrăcăminte să purtăm. Nu știu exact, la propriu, din ce Biblie vorbește persoana asta. Oricum ne-am îmbrăcat, atragem privirile băieților. Fals. Și chiar dacă ar fi așa, asta nu dă loc și nici nu justifică comportamentul irresponsabil și indecența. Nu ai dreptul să spui altora cum să se îmbrace. Ba, ai dreptul dacă locuiești împreună cu alți oameni, dacă trăiești într-o comunitate și dacă nu ești singur în junglă. Vorbești din nesiguranță. Nesiguranța este ceva sănătos atunci când există un pericol. Te ajută să iei măsuri de precauție și de protecție. Contribui la misoginism. Ai cum să contribui la misoginism dacă promovezi decența. Deci la propriu, n-are nicio treabă misoginismul cu decența. Sub probleme personale, doar Dumnezeu le judecă. Dumnezeu judecă deja aspectul ăsta al vestimentației, ni l-a revelat în Scriptură. Noi pur și simplu comunicăm cum vede Dumnezeu lucrul acesta. Contează ce ai în cap, nu cum te îmbraci. Ce ai în cap se vede foarte clar în modul în care te îmbraci. Există o legătură foarte bună între modul în care te îmbraci și ce ai în cap. Biblia spune despre niște oameni vindecați de Domnul Iisus Hristos care au avuseseră niște duhuri necurate, că erau întregi la minte și îmbrăcați. Pentru că înainte să fi fost întregi la minte, când erau la minte, când erau posedați, erau dezbrăcați. Este o legătură între sănătate mentală, sufletească, spirituală, morală și îmbrăcăminte. Orice parte a corpului dezvelită e senzuală. Toată lumea te poate contrazice în punctul ăsta, la propriu, e o prostie. Sunt părți mai senzuale ale corpului. Chiar Biblia arată lucrul acesta. A vorbi despre îmbrăcăminte este un semn de complexare sau este un semn de interes sincer pentru promovarea decenței și frumosului în comunitate. Intenția contează nu cum te îmbraci, dar ce intenții ai când te dezbraci sau ești semi-îmbrăcată sau te porți și te îmbraci ca și cum ai fi la ștrană sau la mare. Totul e curat pentru cei curați. Să scoți versete din context, nu-i curat și nici să umbli mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, nu-i curat. Nu trebuie să mă promovăm tipare. Nicăieri n-am promovat tipare. N-am prezentat nicăieri măsuri ale îmbrăcăminții sau ceva de genul ăsta. Nici vorba de așa ceva, ci am promovat mereu principiul decenței. Principiul decenței. Nu suntem chemați noi să facem ordine și disciplină. Dacă trăim într-o comunitate, e nevoie de ordine și disciplină în toate aspectele, în toate privințele. Lungimea bluzei nu arată relația cu Dumnezeu. Ba arată. Pentru că Biblia vorbește despre o femeie care era îmbrăcată ca o curvă și nu avea nicio treabă cu Dumnezeu. Adică
Ce relație cu Dumnezeu ai dacă umbli indecentă? Tu promovezi îmbrăcarea în saci. Nu promovezi îmbrăcarea în saci. Promovezi decența, bunul simț, exprimarea cumpătată în public, în comunitate. Asta înseamnă să judești și să fii mândru. Nu. Înseamnă să ai minte în cap și să judești după un standard bine stabilit în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne-a creat dezbrăcați, corect, dar după ce omul a căzut în păcat, tot Dumnezeu i-a îmbrăcat, le-a confecționat haine de piele. Dumnezeu are o singură regulă, iubirea. Așa este, dar iubirea de aproape ne împinge să protejăm sufletul celuilalt, căsnicia celuilalt, viitorul celuilalt, mintea celuilalt, ochii celuilalt. Pui prea mare accent pe îmbrăcăminte. Accentul este pus de cultură pe îmbrăcăminte. Biblia pune accentul pe îmbrăcăminte, iar accentul pe care eu îl pun este pe decență, pe bun simț, pe frumusețe. Nu ai dreptul să vorbești în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit deja. Nu facem decât să comunicăm ce a spus Dumnezeu. Înseamnă să nu mai mergi la mare și la ștrand. Înseamnă să nu mergi pe stradă ca și cum ai fi la mare și la ștrand. Asta nu oprește violurile. Eu nu zic nicăieri că dacă te îmbraci indecent o să fie o epidemie de violuri pentru că bărbații sunt neastâmpărați, nestăpâniți și nebunesc când văd femei semidezbrăcate. Promovezi bunul simț. Există o frumusețe în bun simț care nu poți găsi în indecență. Deci asta promovez eu, nu altceva. Asta înseamnă demonizarea corpului femeie. Din contră, înseamnă să vedem sacralitatea corpului și a oricărui tip de conduită cu nuanțe sexuale. Asta înseamnă. Le faci pe femei să se simtă rușinate de propriul corp. M-aș bucura ca femeile să fie rușinate de indecența în spațiu public și să nu fie rușinate de propriul corp în spațiu privat. Din punctul meu de vedere, asemenea argumente sunt nedemne de orice persoană care se consideră credincioasă.